Vorbim acum despre anevrismul de aortă ascendentă. Complicațiile acestei condiții pot fi tragice. Pacienții care suferă de anevrism aortic pot fi asimptomatici foarte mult timp, deseori afecțiunea fiind descoperită întâmplător. Anevrismul de aortă ascendentă prezintă o dilatație a celui mai mare vas a corpului uman, și anume a primei porțiune a aortei. Cauzele cele mai frecvente a anevrismului de aortă ascendentă sunt boala Marfan sau alte boli înrudite, bicuspidia sau unicuspidia aortică sau, la pacienți mai adulți, hipertensiunea arterială. Cel mai dificil moment în anevrismul de aortă este ruptura acestuia, ruptura sau disecția. Ruptura anevrismului de aortă este o situație dramatică în care de cele mai multe ori pacientul nu ajunge la spital. Dacă ajunge și ajunge în intervenție chirurgicală, riscul este foarte mare, adică mortalitatea este foarte crescută în aceste boli. De aia este preferabil aceste boli să fie rezolvate la rece. Operațiile sunt diferite, și anume ce urmăresc fiecare. Primul rând, înlocuirea de aortă ascendentă solitară, dar de cele mai multe ori este afectată și valva aortică. Și atunci, a doilea tip de intervenție este înlocuirea de aortă ascendentă și a valvei aortice, cu sau fără reimplantare de vase coronariene. Avantajele chirurgiei cardiace minim invazive constau în primul rând în traumatismul mic a intervenției. Practic nu se face sternotomie, inciziile sunt mici, nu se intervine la integritatea cutiei toracice. În majoritatea cazurilor, simptomele apar atunci când anevrismul este sever și pacientul resimte durerea produsă de tensiunea crescută asupra peretelui aortei. Mergi la medic, ai grijă de inima ta.